rutieră în Caraibe și, nu în ultimul rând, un revelion pe pârtie în România. Reghin Mihai Viteazu numărul 12, de luni până vineri între orele 9 și 17 sau la telefon 0745 174 479. Ideea Tour, ideea ta de vacanță! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Poliția Reghin, și mai aproape de tine. Siguranța ta este prioritatea noastră. Îți stăm la dispoziție și prin poșta electronică. Scrie-ne dacă te nemulțumește ceva și crezi că soluția depinde de noi. Exprimă-ți părerile și sugestiile la adresa de mail poliția@ms.poliția-romana.ro. Salut, bună! Ce să Marcel, bagajul furat, am venit să-i întâlnesc pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Bună, ce faci? Vă rog să aveți grijă de bagajele dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Emisiune realizată cu sprijinul Hora S.A. Deschide ușa, creștine, deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Deschide ușa, creștine, că venim din nou la tine. Bună seara, dragii mei, și bun găsit la instituția. Sunt Simina Cota și în prag de sfinte sărbători de iarnă mi-am propus să vin în casele dumneavoastră cu o emisiune de suflet. Dacă pe parcursul anului sau mai multor ani v-am obișnuit ca în această emisiune să discutăm despre probleme administrative, despre soluții în rezolvarea acestora, iată că a venit timpul să ajung în casele dumneavoastră și la inimile dumneavoastră cu o emisiune atipică. Ceva de suflet, cu colindă, cu obiceiuri, cu o întoarcere în timp. În seara aceasta am permis să am puterea de a mă reîntoarce în copilărie. În copilăria de altă dată, acolo unde sfintele sărbători erau pe ulița satului. Erau cu miros de cozonaci, cu bunici, cu prieteni, cu părinți în jurul mesei. Așa ne dorim și îmi doresc această seară să o petreceți alături de mine, alături de noi, de invitata mea, colega mea și artista Maria Neag. Bună seara, Maria Neag, și bine ai venit! Bună seara, Simina! Bună seara, dragi telespectatori! Mulțumesc pentru invitație, să știi că am rămas plăcut surprinsă. Mie rar mi se dă ocazia să fiu și invitată, pentru că de obicei sunt eu cea care moderez și cea care conduc emisiunea, dar îmi place. Uite, în seara asta o să fie așa o să facem un buchet între instituția și Dar Rustic. Și mai mult decât atât, tocmai le spuneam celor de acasă că aș vrea să ne întoarcem, Maria, în copilăria ta, în copilăria noastră, în copilăria petrecută pe ulițele satului.
Da, într-adevăr. Care este satul de unde tu ți-ai petrecut copilăria și de unde cred sau îmi vei spune tu ți s-a umplut sufletul de bucuria cântecului popular și de acolo ai ales să duci mai departe tradiția, folclorul și tot ce înseamnă aceste haine și vocea și melodiile pe care le cânți? Cu siguranță mulți dintre telespectatori știu că sunt din Urisiu, sunt uriseancă, mă mândresc cu acest lucru și mă bucur că m-am născut în satul românesc. Mă bucur că acolo Dumnezeu m-a făcut să văd lumina zilei și că mi-am petrecut cei mai frumoși ani ai copilăriei acolo pe ulițele satului, așa cum zici, și mai ales că suntem acum totuși într-o perioadă atât de frumoasă și de specială a anului. Zic eu, cea mai specială perioadă a anului este aceasta a sărbătorilor de iarnă. Cum era Crăciunul în Urisiu când erai copil? Minunat, era minunat și ascultându-ți vorbele care le-ai zis la începutul emisiunii, oarecum îmi venea și să lăcrimez, pentru că îmi amintesc de toți cei dragi ai mei, care, în primul rând, îmi amintesc de cei care nu mai sunt, care nu-i mai avem la masa de Crăciun alături de noi. Lăcrimez și pentru cei care mai sunt, pentru că iată că nu avem ocazie să fim prea des în jurul mesei cu toții împreună decât la sfintele sărbători de Paște, de Crăciun sau la alte evenimente de peste an. Așa cum am zis, era ger mare, era frig pe vremea copilării noastre. Doamne, cât de înghețați eram! Dar nu ne lăsam, Simina, umblam pe ulițele satului de la un capăt la altul. Nu scăpam nici o casă necolindată. Numai chiar dacă era vreun câine rău și nu puteam să intrăm să colindăm. Care era plata atunci? Că acum se colindă pe bani. Bine, cred că și atunci era totuși. Păi eu am prins chiar în primii ani, mergeam doar cu străițuca și primeam nuci și mere și colăcei, nelipsiții colăcei, care erau atât de buni. Chiar am nimerit la o casă unde atunci nu erau de mult scoși din cuptor, atât de calzi și de buni. Pe urmă, evoluând așa după vreo 3-4 ani, am început să primim și bănuți. Și bineînțeles că erau, nu la fiecare casă aveam aceeași plată, erau oameni care ne dădeau mai puțin, oameni care ne dădeau mai mult și deja în al doilea an știam. Acolo nu mai mergeți unde era. Ba da, mergeam și la oamenii ăia, că ne era milă să nu mergem să-i colindăm, dar unde era plata mai bună, ziceam tătă colinda. Unde era plata mai slabă, ziceam numai așa, o strofă, două. Deci totul se rezumă la bani. Bine, noi atunci cu mintea noastră de copil, așa percepeam, vezi, totuși și... Da, așa e mersul lumii, de fapt. Și era pe vremea respectivă, eu fiind din Bistra Mureșului, știu că erau jocurile la Căminul Cultural și jocuri până dimineața, jocuri populare. La Urisiu cum se întâmpla? Jucau oamenii de Sfintele Sărbători? Da, bineînțeles. Și la noi, în ziua de Crăciun, după ce ieșeau de la biserică, mergeau fiecare la casele lor, mâncau și pe urmă, bineînțeles, la cămin, la joc, până dimineața, care cât rezista, care cât putea să joace. Și ce era frumos atunci, și mi-amintesc cu drag, știu că părinții mei mergeau la colindat, pentru că nu ne ducea și pe noi pe copii, deci noi copiii mergeam copii, adolescenții, tinerei mergeau iar ei grupați și bineînțeles cei însurați și bătrânii mergeau separat. Știu că mergeau părinții mei și începeau din capătul satului și tot satul aproape mergea la colindat. Deci se adunau în câte o casă și 50-60 de oameni, că nu mai încăpeau, nu mai aveau unde să stea, unde beau dintr-un pahar de vin, cred că beau 10-15 oameni din același pahar, că atunci oamenii nu erau așa, nu erau atâtea, nu aveau atâtea pahare, atâtea tacâmuri ca acum, dar erau vremuri frumoase totuși și umblau toată noaptea la colindat. Deci în seara de ajuns, vreau să vă spun că nu dormea nimeni în sat. Se auzeau colindători în sat și era o atmosferă extraordinară, era frigul ăla, gerul ăla, scrâșnea ometul sub picioare, dar erau niște vremuri extraordinare care nu știu dacă o să le mai trăim noi vreodată. Da, e mare diferență între Crăciunul, între sărbătoarea pe care o trăiam noi copii fiind, da, și sărbătoarea care o trăiesc copiii noștri.
Și acum și tu ești mamă, de multe ori discutând cu copiii mei, spune, mă întrebau cum era, cum era și acum de ce nu e la fel. Da. De ce nu e la fel, Maria? Crezi, știi ce te-am ascultat vorbind acum despre acel pahar de vin din care bea numai, nu numai o singură persoană, mai mulți oameni beau dintr-un pahar cu vin, da, mai mulți oameni mâncau dintr-o singură pâine, mai mulți frați mâncau dintr-o singură farfurie. Da, într-un pat dormeau 2-3 frați. Da, iar iarnă, astăzi... mai ales pe perioada de iarnă, când omul era mai simplu atunci, fără atâtea pretenții cum sunt acum, pentru că acum trebuie să recunoaștem că suntem într-o evoluție. Și bineînțeles că avem și foarte multe pretenții și... De toate pretențiile astea, să... crezi că oarecum ne-au îndepărtat unii de alții? Da. Nu numai că ne-au îndepărtat unii de alții, dar ne-au îndepărtat de tot ce e frumos, de Dumnezeu, de biserică, de... Nu mai știm să fim chiar atât de umani, de să ne mai aplecăm privirea și spre un vecin care-i mai amărât, care să-i oferim o bucurie, mai ales, dar nu numai de Crăciun, pentru că se spune că de Crăciun fii mai bun, dar trebuie să fim tot timpul, să avem bunătatea noi și să oferim celui de lângă noi, celui care nu are. Da, mi-ar fi plăcut ca această evoluție de care îmi vorbești și acest progres în care, spre care se îndreaptă umanitatea. Și oamenii erau simpli atunci, erau exagerat de simpli, deci se mulțumeau cu puțin. Știu care că, era totul pentru ei. Da, știu că mi-amintesc că bunicii mei, bunica mea a trăit 85 de ani. Și credeți-mă că săraca nu știu dacă avea două pereche păpuci în garderoba ei. Avea perechea de păpuci de biserică, de biserică și o pereche cu care mai ieșea și la alte activități. Și bineînțeles, în gospodărie, cizmele de cauciuc erau nelipsite, deci săracii cred că în alea se nășteau și în alea alea mureau. Da, îți dai seama cum se raportau atunci până și vestimentația. Și bunicii mei, mă amintesc că spuneau hainele de biserică și de zi cu zi. Da. Totul se raporta la viața de zi cu zi, în care intra foarte bine și foarte cu o valoare extraordinară biserica. Pe când astăzi, cred că aceste haine sunt pentru cu totul altceva, acum n-are rost, pentru fiecare trăim și ne bucurăm de perioadele în care trăim, dar în același timp, cu foarte mare bucurie, dragii mei, ne aducem aminte și cred că și dumneavoastră, cei de acasă care ne urmăriți, de Crăciunul de altă dată. Maria, din Urisiu, ai plecat la un drum lung. Da. Eu îl numesc pe cât de greu și de lung, pe atât de frumos. Drumul muzicii populare, drumul artistului. De multe ori pe buzele diverșilor oameni apare expresia, ei, viața de artist. Tu ți-ai ales viața de artist. Viața de artist înseamnă zâmbet pe buze, de multe ori ascunzând și lacrimi în suflet. Înseamnă acea stare de bine cu care trebuie să apari în fața oamenilor pentru a le transmite. Dar poate prea puțin se întreabă ce este în acel moment în sufletul tău, drumul tău, drumul muzicii din Urisiu. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai pleca pe același drum? Cu siguranță. Acest drum al cântecului pentru mine, Maria Neagă, mi-a adus totul, pot să zic. Pentru mine cântecul înseamnă viață și viața înseamnă cântec. A fost greu? Foarte greu. Foarte greu la început, pentru că în orice meserie e greu începutul. Dar pe acest drum al cântecului e nevoie să parcurgi niște pași. Și acei pași îi faci foarte mărunți. Deci nu poți să treci peste anumite etape și dacă ar fi, așa cum ai zis, să derulez timpul înapoi și să am acum ocazia să aleg mai multe drumuri pe care aș putea să merg, tot drumul cântecului l-aș alege. De la cine ai primit acest har al cântecului, al glasului? Bineînțeles, de la Dumnezeu, în primul rând. Și mulțumesc în fiecare clipă, în fiecare secundă, dacă pot și am ocazia, pentru acest dar.
Chiar cei apropiați din familie nu știu să fie înzestrați cu darul cântatului, dar probabil or fi talente ascunse pe care nu sunt descoperite. Am în schimb din partea mamei, din neamul meu, de-a fătului, așa ne zic, în sat. Acum dacă tot vorbim așa, da, vorbim, de viața satului, vorbim exact. Pentru că nu, în sat fiecare cam are o poreclă. O poreclă. Unchiul Dănilă, care este un cunoscut taragotist, bine, de ceva ani, de vreo 15-20 de ani nu mai cântă, pentru că a fost și primar în comună și deja a cam lăsat, dar zic că din partea mamei mai am și un verișor care a fost diac la noi în sat, a fost cântăreț la biserică, acum e plecat și el ca tot omul prin străinătate și de aici zic eu că totuși am moștenit glasul de a cânta. Maria, suntem pe ultimul minut al emisiunii și dacă noi am început emisiunea cu o colindă, nu ai vrea prima parte a emisiunii să încheiem așa, dragii mei, tot în... Ba da, și vreau să vă colind un colind care mie mi-e atât de drag. Vreau să vă spun că l-am auzit odată și l-am și învățat. Hai să te auzim. Și îl știu de foarte mulți ani. A venit de mult de sus Păstorul cel bun Iisus. El prin lume a umblat, oi pierdut i-a căutat. El prin lume a umblat, oi pierdut i-a căutat. Să le ducă la izvoară, ca de sete să nu moară, să le ducă într-o grădină, unde vor avea hodină. Clinchetul clopoțeilor, mireasma crengilor de brad, să vă aducă farmecul sărbătorilor și bucurie în suflet, iar noul an, belșug și fericire. Vă urează Larix Forest. Crăciunul, sărbătoarea ce ne amintește că viața este o binecuvântare. Crăciun fericit vă dorește Fundația Laurenția. Crăciunul, sărbătoarea minunată, care ne dă putere să fim mai buni, mai generoși și mai curajoși. Sărbători fericite! Vă urează studiourile Nunți Reghin. Pan Sab vă dorește Crăciun fericit și un an nou mai bun! Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos să vă aducă bucurie și pace în suflet. La mulți ani! Restaurant Daria. Vă dorim ca sărbătorile de iarnă să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La mulți ani! Sabisor SRL. Norden Lor. Prețuri fără concurență. Peste 20 de ani de experiență și profesionalism. Comercializăm și distribuim numai mărci de top. La cumpărături mai mari aveți transport gratuit pe raza orașului. Servire promptă și rapidă de către o echipă tânără și dinamică, ce vă va ajuta să găsiți tot ce doriți dintr-o gamă largă de produse de calitate. Materiale de construcții și materiale de izolații, hidroizolații, sisteme de acoperișuri. Lambriul, materiale pentru finisaje. Sisteme de cărămizi DCA.
vopsele lavabile. Totul pentru construcțiile tale. Norden Lor. Ne găsiți pe strada Pandurilor numărul 136 și la depozitul de pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Centru de Sănătate Calivita, Petru Maior, numărul 52, telefon 0751 252768. Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soare. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, van, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghina, strada Ierbuțeni, numărul 124, telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. Sece Ramina, soluția nevoilor tale. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Dragii mei, alături de mine și alături de dumneavoastră în această seară este artista, colega mea, Maria Neag. Maria, am o nelămurire. Pe finalul primei părți ai cântat doar două strofe. Crezi cumva că vei primi mai puțin bani și de asta nu ți-ai terminat melodia? Așa mă gândeam și eu, că poate nu, publicitatea poate peste nu mă plătiți și n-am zis numai două strofe. Că... Eu zic, dragii mei, vorba Mariei din pauză, că a dat publicitatea peste noi și atunci ca Maria să-și primească întreaga răsplată, eu te rog frumos să termin, dacă nu termin colinda mai mult de un leu, n-am de unde. Adevărul, și dacă o termin, cred că tot nu. Acum hotărăște-te. Ei, dragii mei, iată, printr-un leu trebuie să o colim toată acum. Nu, dar îi spuneam Siminei că e o colindă care, așa cum am zis, mi-e foarte dragă și e foarte frumoasă. Da, chiar e frumoasă și chiar mi-ar place și cred că și dumneavoastră, cei care ne urmăriți în această seară, v-ar place să o ascultați până la sfârșit. Hai să te auzim. Oile nu-l ascultau, cu coarnele-l împungeau, cu coarnele l-au împuns, apă și sânge i-au curs, cu coarnele l-au împuns, apă și sânge i-au curs. Și nu peste multă vreme vine iară să ne cheme, să ne ducă într-o grădină unde vor avea lumină. Și va fi în viitor o turmă și un păstor.
oile din această colindă suntem noi oamenii. Noi nu-L ascultăm pe Iisus și îl împungem în fiecare zi cu faptele noastre, cu sulița. De fapt, ăsta e mesajul colindei pentru omenire. Pentru că fiecare, zic eu așa și din ce am citit în cărți, în documente, fiecare colindă are un mesaj, are o însemnătate anume. Depinde fiecare cum o percepe, cum o interpretează. Important este pentru tot creștinul, pentru tot românul, tot, când spun tot, spun din fiecare capăt al țării să știe că noi de Crăciun sărbătorim nașterea pruncului Iisus. Pentru că acest lucru ține de educație, ține de școală, ține de familie, ține de fiecare individ în parte. Și nu vreau să mă ascund să spun că mi s-a întâmplat poate o dată sau de două ori în această viață, de până acum, să adresez întrebarea ce sărbătorim de Crăciun și să mi se răspundă, îl așteptăm pe Moș Crăciun și împodobim bradul, dragii noștri, pruncul Iisus se naște pentru noi, pentru fiecare creștin. Se naște în sufletele noastre, în iesle și, apropo de evoluția societății, se naște în iesle, nu se naște în palate. Da. Îl așteptăm cu sufletul deschis. Sufletul trebuie să ne fie împalat. Asta mi-aș dori, să-L așteptăm cu toții, cu sufletul deschis, cu sufletul plin de bucurie și nu doar să vedem partea comercială, adică îmbuibarea asta, mese pline, cămări neîncăpătoare cu tot felul de băuturi. Bine, și mâncarea, și băutoare are limita lui și rolul lui, pentru că așa cum mielul e simbolul sărbătorilor pascale, și acum de Crăciun avem renumitele noastre găluște, sarmale, deci astea totuși este o tradiție legată și de nașterea Mântuitorului, pentru că e o sărbătoare a bucuriei, noi trebuie să ne bucurăm, să primim cu mare, mare bucurie în suflete și în casele noastre și colinda. Colindă înseamnă a merge din casă în casă, a colinda, a transmite vestea nașterii Mântuitorului, pentru că ăsta e de fapt și simbolul Crăciunului. Tot discutând acum cu tine, mi-a venit în minte întrebarea, când ai cântat? Nu neapărat că ai colindat, că probabil colinda a fost chiar de mic, așa fredonată la școală, la grădiniță, cu colegii, dar primul tău cântec, primele emoții ale cântecului popular, primele aplauze primite de la public, la ce vârstă au fost, Maria? Ei, eu eram vedetă de mică, așa să zic, la serbările școlare. Cântam, îmi era atât de drag să cânt și îi spuneam învățătoarei în clasele primare și pe urmă ulterior profesorilor că dar numai un singur cântec pot să cânt, nu mă lăsați să intru de mai multe ori, că uitați, am mai învățat un cântec și mai știu un cântec, adică vreau să am mai multe momente ale mele în care să ies de după cortină și să cânt și să intru înapoi. Pe urmă mai erau colegi din alte clase care aveau ei momentele lor, o scenetă sau, mă rog, o recitau, că făceam serbările școlare fiecare clasă separat, deci nu făceam toată școala împreună. Și eu mă bucuram când mi se dădea ocazia să cânt două sau trei sau chiar patru cântece într-o serbare școlară. Eram sufletul serbărilor. Îmi plăcea să recit, îmi plăcea să cânt, îmi plăcea să joc în piese de teatru, de cum făceam noi la vremea respectivă. Doamne, Doamne, ce vremuri frumoase! De atunci mă simțeam oarecum, deși nu am crezut niciodată că voi ajunge chiar să urc pe o scenă adevărată și chiar să mă bucur de succesul pe care eu de fapt de atunci mi-l doream. Știi, se spune că în viața fiecărui om există o persoană, există o altă persoană care la un moment dat este omul potrivit la locul potrivit, este acolo când ai nevoie pentru a face acel pas și a-l face plin de încredere și mai mult decât atât de încredere în forțele proprii. Da. Toți ne bucurăm de prezența, toți cei care vorbim de această lume a scenei, ne bucurăm de prezența acestor oameni. Cine este acea persoană care ți-a dat încredere în tine și care, sau dacă este acea persoană, poate ai avut nevoie doar de tine și, exact cum spui tu, de puterea divină, sau a fost cineva care ți-a spus, Maria, pășește cu încredere că acesta este drumul tău? Da, sunt mai multe persoane, dar prima persoană care mi-a dat încredere și mi-a zis, măi fată, poți, este Sorina Bloj, directoarea bibliotecii
municipale din Reghin. O salut pe această cale și îi mulțumesc. Bine, mă refer în clasa 9-a, când eu am venit de la Urisiu, am venit aici la Reghin, la școală, la liceu. Bineînțeles că în clasa a 6-a, a 7-a, directorul școlii generale de acolo, de la noi, de la Urisiu, și el tot îmi zicea că, măi fată, tu dacă o să progresezi și o să te duci mai departe, o să poți să ajungi o cântăreață renumită, pentru că ai o voce frumoasă. Bine, probabil că eu atunci, cu mintea de copil, nu percepeam chiar atât de bine mesajul domnului director, tovarășului director, pardon, că la vremea respectivă asta era formula de adresare, dar în clasa 9-a, când am venit la Reghin, îmi doream să cânt și cred că nu era începută școala de vreo o lună jumate, m-am dus la Casa de Cultură Eugen Nicoară, am intrat în holul Casei de Cultură, n-am văzut pe nimeni pe acolo, nu era nimeni, cum era în stânga sau în dreapta, nu știam încotro să mă duc, pentru că n-am fost niciodată în Casa de Cultură din Reghin până atunci, și am luat-o în partea stângă și, mergând acolo pe holurile alea, nu știam unde mă duc, cobora o doamnă. Acea doamnă era Sorina Bloș. Am zis bună ziua. M-a întrebat ce doresc. Probabil credea că vroiam să mă înscriu la vreun curs, pentru că la Casa de Cultură se fac și altfel de cursuri. Mi-am spus cine sunt, m-am prezentat și i-am zis că eu vreau să cânt. Și de acolo a început, să zic, oarecum povestea cântecului. Și vreau să spun că mi-a dat ocazia Sorina Bloș imediat, deci asta se întâmpla undeva în luna octombrie, așa cum am zis, și imediat, nici la o lună și ceva, am cântat pe scena Casei de Cultură de 1 decembrie. Era corul Casei de Cultură, unde era ca și profesor dirijor regretatul profesor Ioan Cira. Și deci aia a fost, să zic, prima mea apariție Mai de amploare. Și bineînțeles, de acolo au urmat multe, multe alte apariții pe scenă și bineînțeles că am cunoscut și Dumnezeu mi-a scos în cale alți oameni care au contribuit și au pus, cum zic, cum îmi place mie să zic, o cărămidă la temelia carierei mele muzicale. L-am cunoscut pe Marcel Râmba, colaboram la Casa de Cultură, era atunci Sorin Pantea, conducea orchestra, ca și violonist era și Marcel Râmba în orchestra Casei de Cultură, iar la Clubul Tineretului, cum se numea atunci, actuala Casa de Cultură George Enescu, era dirijor Ioan Conțiu. Și colaboram cu ambele case de cultură. Bineînțeles că pe urmă am cântat vreo 2-3 ani, după care m-am cam retras și a fost o perioadă în care n-am cântat din alte motive, iar tot la insistențele, pot să zic, al lui Marcel Râmba, m-am întâlnit cu el în Târgu Mureș, după mulți ani, cred că nu-l văzusem de vreo 3-4 ani, m-am întâlnit cu el, s-a bucurat tare mult că ne-am văzut. Bineînțeles, discuțiile astea uzuale când se întâlnesc doi oameni, cum ești, ce mai faci, nu te-am văzut de mult. Bineînțeles că a urmat și întrebarea, mai cânți? Și eu am zis că nu. Păi de ce? Păi i-am povestit, atunci a fost perioada, povestea vieții mele, i-am spus ce s-a întâmplat, că am un copil, că mă rog. Și el așa foarte senin, dar zice, dar de ce? Dacă ai un copil nu mai poți să cânți? Păi eu am rămas așa oarecum pe gânduri și am zis, ba da, aș putea, dar am întrerupt și nu mai știu de unde să o iau, deci eram și puțin dezorientată. Vreau să spun că el a fost cel care mi-a scris numărul de telefon pe un capăt de hârtie, mi-a dat numărul de telefon de acasă și de la ansamblu Mureșul, pentru că el este actual violonist în ansamblu Profesionist Mureșul. Ei, și de acolo, să zic, a început adevăratul debut în muzica populară, pentru că începând să lucrez cu Marcel Râmba, mergeam la ansamblu Mureș acolo într-o sală de repetiții după programul ansamblului, bineînțeles, pentru că nu vroiam să deranjăm, pentru că totuși e un ansamblu profesionist care au repetițiile lor și programul lor. Repetam după orele lor de repetiție,
lucram cu el la pian, la vioară, făceam, cultivam vocea, îmi spunea ce greșesc, unde nu cânt bine. Să știți că mi-a mai dat și cu arcușul în cap de vreo câteva ori. Dar bine, așa, cum să zic. Mai în glumă, mai în serios. Mai în glumă, mai în serios, dar era la un cântec unde totuși nu mi-ieșea și așa în glumă m-a atins. Și pe urmă ți-a ieșit cântecul. Nu, acum ai înțeles, ai priceput? Zic eu, da. Și ce să zic? Asta, de aici a început. Fost, da, aceștia au fost primii pași pe acest drum care, exact cum ai spus tu, a fost greu, da. Dar uite că la vremea mea, când eu am început să cânt atunci, era cu totul și cu totul diferit față de cum este acum, în prezent. Asta le spun și tinerilor, copiilor care încep să cânte. Ei se grăbesc, ei nu mai au răbdarea aia să parcurgă pașii de care e nevoie. Pașii pentru o temelie solidă. Da, da, pentru o temelie solidă. Deși pentru că degeaba ești așa ca un foc de paie, pentru că focul de paie se și stinge repede. Și e greu, într-adevăr, e greu și toată lumea tinde, toată lumea își dorește, toată lumea vrea. Mai ales acum, în zilele noastre, trăim în totul repede, totul rapid, cum zic eu, totul fest, așa, deci nu mai are nimeni răbdare, nimeni cu nimeni, deci totul e așa. Da, și într-adevăr, exact cum spui tu, acești pași sunt foarte importanți, pentru că nu poți să-i treci cu vederea sau să treci de la o etapă la alta, pentru că nu mai ai, nu știu dacă mai este timpul să te întorci, să consolidezi o temelie atunci când ai ajuns să construiești pereții și să ajungi la acoperișul carierei, dacă mi este permis să spun așa. Maria, suntem pe finalul emisiunii, se încheie partea a doua a emisiunii foarte repede trece timpul și cu permisiunea ta ne vom opri pentru câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi, pe ultima parte venim din nou cu Gânduri de Bine și cu Colinde. Savisor, firma autorizată ISCIR, instalații, încălziri centrale, proiectare și execuție, instalații de gaz. Verificări tehnice periodice la centrale termice, autogeizere, convectoare, instalații de gaz. Comercializează centrale Imergaz, garanție 5 ani. Informații la telefon 0745 897 062 sau 0747 143 971. Savisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Mera Auto Service, de 14 ani pe Piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichicerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Mera Auto Service, seriozitate și calitate. Bio-Optica. Vino să vezi!
16% reducere din ochelari de vedere sau lentile de ochelari. Consultații gratuite. Mai multe detalii în magazin. Regi, strada Libertății, numărul 16, lângă Bila. Bio-optică. Vino să vezi! Salut! Sunt Florin Vos și te invit să petrecem împreună noaptea dintre ani în stil country western la Hotel Marion Pădurea Rotundă. Vino să savurăm împreună momente de neuitat într-o atmosferă de clasă, iar dacă vei avea cea mai originală costumație country, vei putea câștiga o cină romantică pentru două persoane. Sună acum la 0722 512 775 sau accesează pagina de Facebook Hotel Marion Pădurea Rotundă și află care sunt și celelalte oferte speciale. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragii mei, suntem pe ultima parte a emisiunii. Nu vine să cred. Alături de mine și alături de dumneavoastră, Maria Neag. Tocmai îmi spunea acum și spunea și eu că nu ne vine să credem când de repede trece timpul. Trece timpul atunci când poveștile sunt frumoase și când ne amintim cu treabă. Trece timpul atunci când trece frumos și plăcut. Exact. Ai dreptate. Clipele sunt... Da, ce înseamnă frumos și plăcut, da, este o clipă. Ce înseamnă... Hai să zic, suferință, da, sau știu, este o eternitate, da, ai dreptate. Maria, aș vrea să discutăm, chiar dacă mai sunt puține minute din emisiunea noastră, și despre viața ta în lumea televiziunii. Ești la Dar Reghin TV cu emisiunea Dar Rustic de cât timp? În martie o să fie 4 ani. Nici mie nu-mi vine să cred. Mulțumesc, la fel și ție. Mulțumesc. Să ai o longevitate cât de multă cu instituția. Nu vine să cred că au trecut atâția ani. Deci chiar și în vară mă întreba cineva că de cât timp ești la Dar Reghin. Zic sincer, nu știu. Dar am stat totuși și am derulat timpul. Știu că în urmă cu 3 ani și jumătate, în luna martie, am primit un telefon. Era Marius Portic. Am rămas așa foarte surprinsă. De ce mă sună Marius Portic? Și zice, uite, Maria, eu m-am gândit, dacă ai vrea să vii să realizezi o emisiune la noi, la Dar Reghin TV, că, uite, înainte știm cu toții că Ionică Conțiu a fost cel care a dat startul emisiunii Dar Rustic. Uite, Ionică, de fapt, eu n-am întrebat motivele pentru care nu era. Ionică s-a retras, mă rog, din diferite motive și ne-am gândit, dacă ai putea să vii să realizezi o emisiune. Pentru început, bineînțeles, am zis, da, am răspuns provocării, dar pe urmă, după ce am închis telefonul, m-am gândit, am început să tremur oarecum mâinile, am zis, da, dar oare ce o să fac eu acolo, să mă descurc? Acolo trebuie să vorbesc, acolo trebuie să știu să mă exprim, să am vocabular, să am cunoștințe, am intrat oarecum în panică. Ei, dar pentru început am pornit cu Dar Rustic cu un top. Top Air. Prezentam, aveam pus pe site, să zic, 6 interpreți și, bineînțeles, interactiv cu telespectatorii, ei, cei de acasă, votau și, să zic, aveam câștigătorul lunii, desemnau un singur câștigător. Ei, a mers câteva luni așa, cu emisiune sub formă de top, după care am făcut, pe perioada de vară, cu dedicații, cu telefoane în direct, sunau telespectatorii, deci o emisiune așa tip interactivă cu tip dedicații muzicale. După care, tot undeva
în preajma sărbătorilor de Crăciun, așa, prin luna decembrie, am, la cererea mea, am zis că totuși aș vrea să încep să realizez o emisiune cu invitat, adică cu solist, că lumea deja dorea. Spunea oamenii pe stradă că de ce nu mai sunt emisiuni cu soliști, cu invitați? Pentru că lumea dorea să-i vadă. Că eu zic că îți plăcute emisiunile când îți vine un interpret care ți-i drag și mai afli câte ceva despre cariera lui, chiar și despre viața lui, pentru că până la urma urmei și noi artiștii suntem oameni și avem și noi trăirile noastre. Și din luna decembrie am început emisiunile cu invitați. Bineînțeles, la început le făceam înregistrate, tot din cauza tracului și a emoțiilor, a greșelilor, că acum știți cum e, toți suntem oameni și cu toții greșim. Ei, după care, bineînțeles, la interval, să zic, de un an și ceva, am început emisiunea Dar Rustic cu invitat, bineînțeles, în direct. Și iată că în martie se împlinesc 4 ani. Și vreau pe această cale să-i mulțumesc lui Marius Portic pentru că mi-a dat această ocazie de a lucra și în domeniul televiziunii. Recunosc că e un domeniu plăcut, un domeniu în care tot timpul ai ceva de învățat, dacă vrei să înveți. Și tot timpul e această stare de încărcată cu emoție. Da. Și eu zic că e frumos să trăiești tot timpul sub efectul emoțiilor, pentru că eu zic că ies mai bine lucrurile așa palpitante, da, lucrurile ești mai cu emoție. Implicat, e altceva, da. E altceva decât o viață obișnuită și acum eu oarecum mă grăbesc pentru că nu vreau să pierd nimic, deși eu o să pierd foarte multe din ceea ce am semnat. Am pierdut multe, pentru că noi, dragii mei, am vrut să discutăm mult mai multe și ne-am propus să vă spunem la fel de multe, dar n-am reușit, pentru că știți cum e, timpul trece, dușmanul nostru, da, așa e și la Dar Rustic. Exact. Spune, Maria, ai venit însoțită cu o carte, da, care îmi permis să spun că este o carte de suflet, altfel nu veneai în emisiune cu o carte. Da. Ce este în acea carte? E o culegere de colinde a regretatului profesor Vasile Conțiu, o culegere de colinde din tot județul Mureș. Și mă bucur că domnul Vasile Conțiu mi-a dat ocazia să apar și eu în această culegere cu 3 colinde. Frumos. Sunt de acolo, de la mine, din Urisiu. Uite, chiar aici am deschis și, fără să vreau, la colinda asta e Sara Mare, colindă pe care eu am învățat-o în urmă cu vreo 30 de ani, poate chiar mai mult. Și ai învățat-o acolo în Urisiu? Da, în, de la părintele satului, da, de la părintele preot Popa. Și cum se întâmpla acest lucru în Urisiu, de la părintele satului? Vă chemau pe mai mulți copii la biserică să vă împărtășească din colinde, să învățați colinde împreună? Sau eu am fost cu corul de la biserică la un colind la Târgu Mureș, la Palatul Culturii. Așa. Și am fost și eu invitată, m-a chemat părintele, eu eram micuț acolo în fața oamenilor, eram acolo în primul rând, îmbrobodită, și am avut singură un pasaj acolo într-o colindă și nu uit cât trăiesc. Era la acel eveniment părintele, fostul protopop de Târgu Mureș, părintele Șincan. Și vreau să spun că și acele vorbe ale părintelui Șincan m-au urmărit și mă urmăresc toată viața. Măi, fată, ce voce dumnezeiască ai! Ce frumos! Extraordinar! Deci nu pot să descriu în cuvinte ce stare și ce sentiment am avut atunci. Da, sunt câteva cuvinte, deci, care îți dau. Efectiv, mi s-a încălzit inima în mine. Deci așa o bucurie pe chipul meu de copil. Și pe urmă am stat eu și am tot cugetat acasă. Măi, dacă un preot, un om așa de mare, mi se părea om mare la vremea respectivă. Și era. Și era, într-adevăr. O zis cuvintele astea, înseamnă că totuși este ceva. Da, și uite, Maria, dacă tot vorbeai despre întâmplarea ta cu părintele Șincan, spune-mi o întâmplare din lumea artistului în muzica populară care ție ți-a rămas în minte, ți-a rămas în suflet, dar așa o întâmplare, o întâmplare mai amuzantă, o întâmplare care acum o să-mi aștearnă atât mie cât și celor de acasă un zâmbet pe buze. Da, într-adevăr, întâmplări sunt multe. Una dintre ele, m-am dus la lui ieri la nuntă fără pole, deci numai cu cămașa și cu cătrințele. Polile mi-au rămas acasă pe masa de călcat.
și m-am dus să mă îmbrac și de unde? Tot le-am căutat prin geantă, tot am întors geanta pe toate părțile, dar polile mele nu erau. Și am intrat în panică la început. M-am dus acolo la femei, la bucătărie, n-o zic, să știți că n-am pole. M-am dus acolo lângă cămin, la vreo două case cu femei, dar erau scurte polile, pătrânțele mele până în pământ și polile până la genunchi. Până la urmă nu reușe femeile să-mi dea o pereche de pole, că eu sunt înaltă. Da. Și eu zic că nu-mi stă bine cu pole scurte. Bine, ți-ar sta bine cu pole scurte, dar și catrințe să fie scurte. E, acum, nu de alea scurte cum vreau unii mini, adică pole așa, totuși mai serioase, nu așa, da, mini. Atât de mult mi-ar place să ți ascult. Și mai este o întâmplare tot așa în două secunde. Am fost la Lipova la festival acum 20 de ani și ne-au dus în seara de gală să facem un spectacol într-o localitate acolo pe graniță cu Ungaria, la Conop. Și am cântat toți acolo și eu aveam niște pantofi cu baret, cu tocuri, da, și cu baretă. Și așa de m-am jucăușă eu acolo pe scenă, mi-a intrat tocul între scândurile la scenă. Și am cântat și am cântat și nu mai ieșeam din scenă. O intrat prezentatoare, o prezentat următorul concurent, eu eram pe scenă blocat acolo. Până la urmă a venit unul din orchestră, mi-a desfăcut bareta la pantof și mi-a rămas pantoful în scenă. Și acolo a stat pantoful meu până s-a terminat spectacolul și după care au venit oamenii cu clește și cu... De mi-a scos pantoful din... Eu în culise eram foarte stresată, ziceam la dansator, mă, să nu călcați pe pantoful meu. Maria, exact cum le spuneam, dragii mei, chiar eu m-am simțit foarte bine, sper că și dumneavoastră cei de acasă. Maria, timpul a trecut foarte repede. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de cu noi. Cu mare drag, Simina, și eu îți mulțumesc și mă bucur că prin intermediul emisiunii tale am reușit să le mai dezvălui și eu telespectatorilor așa câteva din viața mea, din cariera mea, și îmi doresc, îți mulțumesc, să mai am ocazia să mai stau de vorbă cu tine. Cu mare și drag, oricând. Alături de noi să fiți și dumneavoastră cei de acasă. Maria, îți mulțumesc, îți doresc din suflet sărbători fericite alături de cei dragi, iar anul viitor să vină cu sănătate, cu bucurii, cu împliniri, cu visuri care să se împlinească. Doamne ajută, la fel îți doresc și ție, Simina, sărbători cu bine, cu pace, alături de cei dragi ție. Dumneavoastră, dragi telespectatori, să aveți parte de sărbători așa cum vi le doriți și mi-aș dori, așa cum zic de fiecare dată, ca Iisus să se nască în sufletele noastre ale tuturor și, bineînțeles, sărbători cu bine și la mulți ani colegilor noștri dragi de la Dare Ghin TV. Celor de acasă, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Suntem în prag de sfinte sărbători. Să vă dea Dumnezeu liniște sufletească, bucurie, belșug, bine la toți și la toate. Numai bine și ne întâlnim când o vrea Dumnezeu. Important este să ne întâlnim cu zâmbetul pe buze și dacă această emisiune am început-o, dragii mei, cu colindă, eu îi dau voie și îi cer Mariei Neag să încheie această emisiune cu versurile unei colinde de suflet. Vă îmbrățișăm cu drag și să aveți sărbători frumoase alături de toți cei dragi. Maria trebuie să un tăt creștinu să colindă, asta-i seara de Crăciun. Deschide gazdă ușa, asta-i seara de Crăciun. Cam vini Crăciun.
noroc și fericire la toată casa de români, belșug și bucurie la toată casa de români, belșug și bucurie. Să-ne ajute Dumnezeu să ne statornicească în suflet, toți suntem creștini în țara românească, și să trăiți ani mulți frumoși, să aveți cei dragi la masă. Emisiune realizată cu sprijinul Hora ESA. Toată lumina și fericirea sărbătorilor. Crăciun fericit! Vă urează Primăria Deda. Cu ocazia Crăciunului și a noului an, vă dorim multă sănătate și fericire, bucurii și satisfacții depline și împlinirea tuturor dorințelor. Primăria Batoș. Sărbători fericite și la mulți ani! Primăria Rușii Munți. Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește noul an, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor! Primăria Solovăstru. Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou să vă aducă tot ce e mai bun pe lume. Multă iubire, fericire și prosperitate. UNEPR Reghin. La mulți ani, un an nou mai bun, sănătate și multe bucurii. Pizzeria Martin. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș, Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Agenția de turism Ideea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi, potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Profită acum de noile oferte de Crăciun. Piața de Crăciun Viena, Budapesta. Piața de Crăciun Bruxelles, Amsterdam. Circuite de Revelion, Egipt, Misterele Faraonilor, Japonia, Țara Soarelui Răsare, Hong Kong, Filipine, Taiwan, Las Vegas.